Datele oficiale arată că în România, în urmă cu 10 ani, statisticile privind natalitatea arătau altfel față de prezent, când situația este printre cele mai grave. Există localități în care nu s-a născut niciun copil în ultimii 3 ani. Natalitatea este zero. În astfel de zone, populația îmbătrânește și se stinge în liniște. În cele 5 sate ale comunei Bunila s-au înregistrat 0 nașteri, potrivit raportului pe 2023 al primarului. La Bunila, în anul 1993, s-au născut 6 copii. De atunci, numărul lor a tot scăzut an de an. În comuna Bătrâna sunt sate unde din 2021 nu a mai venit pe lume niciun copil. În Bătrâna, anul de vârf al nașterilor a fost 1991, când au venit pe lume 4 copii. Aceleași date oficiale publicate de Institutul Național de Statistică mai relevă faptul că în 2023 s-a născut doar câte un singur copil în Toplițele, Lese și Bulzești de Sus. Ceva mai bine, dacă se poate spune așa, arată datele din Tomești și Cerbăl, unde anul trecut s-au născut câte 2 copii. Declinul demografic fără precedent generează schimbări cu efecte sociale și economice dramatice, spun specialiștii. La nivel mondial, dar și în România, peste 70% dintre cupluri spun că momentan nu își doresc copiii din cauza situației financiare și a incertitudinii cu privire la siguranța locului de muncă.